bună emisiune. Noi am început deja. Bine ați venit, Ada Lupu Hausbatter, la Timișoara Culturală. E și o premieră astăzi. Începem așa abrupt, fără să mai așteptăm salutul invitatului și nu știu ce. Vă rog. Bine v-am găsit oricum și mulțumesc pentru invitație. Da, da, avem s-a ridicat cortina, ca să zic așa. Perfect, acum, pe... și intrăm. Da, da. Zorba Crecul, astă seară, adaptare după, evident, după celebrul roman al lui Nikos Kazantzakis. Da. Textul este semnat, adaptare făcută de Hristo Boicev. Boicev, da. Da. Și e în regia Mirelei Lichiardopol. Mihaelei Lichiardopol. Exact. Da. Scenografia este Emil Brumar. Avem, și Zorba cine e? Zorba este Ion Rizea. Așa, și Ion englezul? Care tocmai, Matei Chioariu. Ion care tocmai a primit o nominalizare la Uniter pentru rol secundar în povestea acelor oameni care s-au adunat în jurul unei mese la care vă așteptăm. Premiera noastră de la Sala 2, da? Din decembrie. Premiera care a ieșit cu mască, pentru că toți erau în jurul unei mese, într-adevăr. Noi am scos spectacolul, l-am transmis online, dar n-a ieșit. Cum ar fi arătat un Zorba cu mască așa în toată descătușarea aia? Vorbesc de povestea. Iar acum, nu, povestea a fost în decembrie, da, iar ceva. Acum, exact, acum Zorba iese în premieră, dar ce era, mi se pare minunat de menționat, e faptul că Ion este cel care tocmai a primit această nominalizare și pentru noi, pentru Teatrul Național, mândrie. Este. Asta e, într-adevăr, unul dintre mari romane scrise Nikos Kazantzakis. Știți că la un moment dat în roman, la început, când apare Zorba, prima dată spune că aduce aminte de Panaiti Strati, cu chipul ăla așa, roz și nu știu ce, s-au făcut roluri mari. Antoni Cuin rămâne legendar în ăla, în rol de Zorba. Ce se prăbușește la final? Că în carte, în film se prăbușește mina. Da. Mă rog, instalația care duce de transport. Da. Cartea nu se termină așa. Se termină cu o scrisoare către englez la plecare să luați Santuriu. Da. Piesa cum se termină, ca să facem așa și spoiling un pic? Da. Piesa asta este cumva este un efect de în care se aude această nebunie. Da, această dărâmare, această, aproape e un sunet ca de cutremur care scoate totul. Nu mai știm dacă pare că mina este fum, este totul. E o schimbare, radicală din care ei vor ieși dansând, desigur. Da, cu muzica, nu? Cu Sirtachi, sigur, Sirtachi. Tot, uite, și ăsta a fost și unul dintre cântecele mele preferate, cel care l-a făcut celebru. Grecul care îl cânta, l-ascultam pe vinil. Teodorakis. Da, da, Teodorakis. L-ascultam și pe vinilor și așa mai departe. Minunat. Asta e o premieră. Ne raportăm altfel la premiere în Timișoara, să zic așa. Ce va însemna anul ăsta, nu anul teatral care are circuitul lui, anul ăsta calendaristic pentru teatrul din Timișoara? Ce ați vrea să însemne? Pentru că acum noi suntem cumva în pragul unei declarate renașteri culturale. O fi, n-o fi, cum o vedeți la teatru? Dacă ne raportăm, avem două motive. Unul este întoarcerea în sală, da, a publicului. 50% sau cum e acum pe normele actuale. Da. Acest e unul și al doilea se numește Capitala Culturală. Haideți să le luăm pe rând. Întâi, primul este din punct de vedere al trecerii peste această tragedie care a însemnat... Era cum am iertat să Zorba să cadă 50% din instalația mine. Doamne ferește! Da. Ar fi fost într-adevăr. Deci, pe o parte, întoarcerea în sală a publicului, cumva și Zorba are e o situație specială. Știți, foarte interesant, când a început pandemia, ultima premieră a Teatrului Național a fost Rinocerii. Uh-huh. A lui Ionescu. Exact. În regia lui Tompa Gabor, scenografia Hetty Sturmer, care acum este de asemenea nominalizat la Uniter pentru anul 2020. Ai despre o invazie așa absurd, despre o rinocerizare, cum ar fi. Exact, o rinocerizare, corect. Și a început pandemia, ceea ce ni s-a părut aproape incredibil, cum a putut să iasă această premieră. Non-coincidențe. Nu cred că nimic, da, era sentimentul acesta că ceva se va întâmpla. Gabor l-a avut intens și noi am făcut acest spectacol. Cumva am trecut prin această formă cu care ne-am luptat, această rinocerizare cu care ne-am luptat fiecare. A fost aproape o luptă individuală, aș putea spune, pentru că pandemia asta a însemnat foarte mult pentru fiecare. O tragedie și o luptă individuală, cred, foarte mare. Și colectivă, dar foarte mult individuală. De un an de zile, un chin. Și cumva întoarcerea în săli, totdeauna noțiunea asta de ne întoarcem la normalitate. Cred că tragedia prin care au trecut societatea ne învață pe toți să alegem viața.
Nu știu la ce ne întorc, dar sigur mergem mai departe. Oricum adică... ar fi, va fi o perioadă care va mai dura până când va fi cum a fost, dacă va mai fi. Că de acum până la următoarele manifestări mari, cum ar fi cu 50.000, 100.000, va mai trece. N-o să fie... Da. Asta e ca o dezmorțire din... Corect. Corect. Dar deja faptul că oamenii merg pe stradă fără mască deja este un mare pas înainte. Sigur, în același timp, noi avem întrebările noastre. Dacă merg pe stradă fără mască, de ce sunt la spectacole outdoor cu distanță între ei cu mască? Obligatoriu cu mască, da. E o întrebare la care răspunsul este așa. Ce alte întrebări de tipul ăsta care ar necesita un răspuns urgent mai aveți? Așa, care referă la un anumit absurd al situației. În același timp, pe stradă merge toată lumea fără mască, independent de vaccinați sau nevaccinați. În sală, în spațiu outdoor de spectacol, e important dacă este vaccinat, dacă are anticorpi. Și cum vedeți operativă evaluarea asta? Să se facă la intrare, cum ar fi? Nu înțeleg. Asta cred că ar trebui să ne răspundă un doctor, pentru că nu înțeleg rostul pentru care mergi pe stradă fără mască, dar în același timp când te oprești la un eveniment de 200 de oameni outdoor, trebuie să ai vaccin. La terasă poți să stai fără vaccin și fără mască. Da. Dar deja teatru, adică cumva e o panică și o reacție pe care toți o avem așa de oarecare suspiciune față de fenomenul cultural. Sentimentul că acest fenomen cultural este cumva izolat. Ca și când el nu face rău, cultura face bine. Deci oamenii trebuie încurajați să meargă la teatru. Cultura trebuie să se viralizeze, ca să zic așa, cu un termen la modă. Și bun, asta în legătură cu această întoarcere a oamenilor și a spectatorilor și a actorilor la normalitate, să zicem. Ca premiere, ce mai propuneți pentru 2023? Toamnă, mă rog. Acum rapid avem o premieră în Don Juan, după Max Frisch. Adaptarea va fi tot la Sala Mare. Deci în scurtă vreme vorbim despre aceste premiere. Într-o lună avem următoarea premieră. Și vom continua. Avem o altă lungă serie de premiere. Numai aștept să văd dacă ce aduce 1 iunie real. Ziua copilului. Ziua copilului. Cu siguranță avem festivalul la final de august. Festivalul are și capitol outdoor și capitol indoor. Da. Deocamdată pare mai simplu să fie indoor decât outdoor. Și cum că acolo e o desfășurare întreagă, pentru că toți care organizăm manifestări știm anul ăsta, prezența externă va fi cu atâta mai dificilă, oameni de afară, pentru că nu știi pe ce listă e țara respectivă atunci. Da. Poate interveni. Nu mai vine, ce faci? Corect. Îl anunți, nu-l anunți. Corect, corect. Și așa mai departe. În planul Timișoarei culturale, cum vedeți lucrurile? Se mișcă? Sunt optimistă, am fost optimistă tot timpul. Sper ca timpul, noi am făcut chiar un soi de calculator, așa un fel de... avem un ceas continuu, zi de zi postăm câte zile au mai rămas. Da, AMR-ul, cum era la armată, au mai rămas. Până în 2023. Și sper să pornească odată, cumva să se vadă această reîntoarcere și recalibrare pe programul Capitală Culturală. Ce ați vrea în planul infrastructurii să se întâmple în materie de teatru cel mai mult? Care sunt obiectivele fundamentale? Noi vrem să refacem, să ducem până la capăt sala 2, care trebuie Asta când o vedeți întâmplându-se? Dacă finalizându-se, dacă am primit finanțarea, am putea să facem până în 2023. Dar condiția este să primim finanțarea. De fapt, aici se... atâta vreme cât nu poți să ai, cum discutam și ieri, un plan, este orice, e neclar. Bun, asta ar fi într-adevăr un obiectiv. Sala 2, să zicem, punerea e la punct, da? Simplu spus. Ce alt obiectiv? Ar fi sigur în renovare Palatul Culturii, da. Clădirea ca atare. Palatul Culturii va lua timp. Palatul Culturii va lua timp. Deocamdată se lucrează la proiectul tehnic, deci va lua timp. Foarte puțin probabil să fie gata în 2023. Care ar fi cele mai mari neajunsuri ale lui din perspectiva directorului de teatru? Cu tot ce înseamnă asta, de la scenă la... A Palatului Culturii? Da. Trebuie adusă la zi. Adică? Din punct de vedere al... Datele fundamentale ale problemei. Datele fundamentale. Cred că trebuie modificată scena, trebuie actualizată, adică oarecare scenă hidraulică, trebuie refăcut sistemul care în acest moment nu este actualizat. Adică
încălzire, aerisire, ventilație, un sistem modern. Sistemul original gândit de, pe în timpul lui Franz Josef a fost foarte bun, dar la un moment dat a intervenit pe el și atunci acel sistem este complet mort. Și acum funcționăm pe o centrală mare care încălzește adevărat, dar vorbim despre aerisire, vorbim despre răcire. În timpul lui Franz Josef au fost arhitecții profunzi și au anticipat situația în care va fi cald. Și atunci se putea inclusiv răci. Da. Ulterior, au tăiat sistemul de răcire care venea în sală. Asta, într-adevăr, va dura. Numai lucrul la instalațiile de care vorbeați și la toate sistemele astea, e clar că e de durată. Deci asta ar fi un fel de reabilitare, de actualizare tehnologică. Al treilea obiectiv major pe care îl vedeți pentru anii ăștia, chiar dacă nu-i vorba de 2023 neapărat. Pentru că dacă începe și se finalizează, se termină și după, oricum rămâne. Da. Da, și trebuie să considerăm capitala ca o provocare pentru mai târziu. Deci ea va avea această... Moștenire, cum se zice. Exact. 2023, ca orice an trece. E corect. Corect. Ea trebuie să provoace pentru a da foarte bune rezultate. Bun, rămân astea. Să zicem, sala 2, o punere la punct, o renovare a fațadei, aia se va termina până în 2023. Da. E cel mai vizibil, dar nu e cel mai dificil lucru în materie. Nu, dar era important, cred, de evident, doar ce risca să cadă... Și asta cu, mă rog, punerea la punct a sistemelor. În planul cultural propriu-zis, ce ați vrea să se întâmple? Pentru că asta e deja altă discuție. Noi nu suntem capitale infrastructurale a Europei. Corect. Sau patrimoniale. Că nu vom fi Viena sau, nu știu ce, Londra vreodată. Noi suntem, sau ar trebui să fim capitală culturală. Adică în plan creator, în primul rând. Da, și, repet, inovativ. Adică ceea ce este important este ce aduce acest oraș diferit de celelalte orașe. Ce aduce. Corect. Eu cred că sunt... foarte multe, vorbim de spațiu istoric, cred că sunt foarte, foarte multe clădiri istorice și curți interioare care pot fi exploatate. O grămadă de mansarde care pot fi exploatate. Deci asta are în transfera spațiilor neconvenționale. Da, din punctul meu de vedere, cred că aceste spații pot fi folosite din plin integrate și în felul acesta reînviate clădirile care plâng, ca să citesc pe cineva. Adică este un oraș absolut splendid. Absolut splendid. Mai departe, este o zonă nouă care trebuie dezvoltată. În ce sens? În oraș. Adică, pentru altă, vin alte și alte generații. Noi nu putem să mutăm toată populația orașului în centru. Există în cartiere și cartiere noi care trebuie construite și oameni care vor trăi în apartamente construite în 2021 sau în 2023, cu alt tip de confort, cu alt tip de opțiune, cu alt tip de... Și să zic așa, zona futuristă de care avem nevoie și care orașul are nevoie, zona avangardistă, care nu vorbim despre zona veche a orașului, importantă, istorică. Da, asta ar fi cumva opusul cu ghirimele al ei, adică zona de... Clar, care este obligatoriu și de care orașul cred că are mare nevoie, deoarece orașul are o bună paletă de universități. Această paletă de universități are la rândul ei nevoie de centre, cred, de perfecționare. De cercetare, adică acești tineri termină facultatea și trebuie să rămână întâmplă, aici. Da, exact. Să rămână... Și să lucreze mai departe. Și fiecare să devină creativ în felul său, dezvoltând business-uri, zone de cercetare, nu știu, în fizică, aici mai mult chimie, discutam și cu Radu Radoslav data trecută, spunea că, de exemplu, față de Cluj, care s-a dezvoltat prin startup-uri, deci are vârfuri cu milionari, Timișoara are un nivel de salarizare, de venituri, cum ar fi mediu, mai mare, dar nu are vârfuri, alt tip de dezvoltare față de... În cultură se transpune chestia asta, pentru că în cultură mai mult decât nivelul mediu contează vârfurile, ca să zic așa. Adică astea sunt cele mai proeminente acolo, excepția e mai valabilă decât regula. Știți cum zic? Ca mod de a fi. Că de-aia pentru mulți Banatul rămâne un loc legat mai degrabă de civilizație, chipurile, decât de cultură. Adică mai mult de zupă decât de spirit. Da, vârfurile înseamnă asumarea independenței și asumarea liber profesionalismului și chiar a profesionalismului până la capăt, independent de formula de a fi plătit. Dar sunt într-adevăr în zona aceasta și datorită situației economice din ultimii ani, majoritatea artiștilor și-au dorit să fie angajați. Da. Deoarece salariile au existat, au și crescut, au fost mai bune decât au fost, au fost creșteri ani în cultură, atâta cât au fost. Nu, dar pe salarii. Da. Pentru că, în schimb, pe bunuri și servicii au fost niște căderi colosale.
pe investiții colosale. Adică, da, au crescut salariile, dar mai departe ce au făcut? Bun, ok, lucrezi. Dar stimularea angajatului este prin evaluări și cu posibilitatea de a ține, să zic așa, pe o perioadă relativ determinată. Adică depinzi de calitatea muncii tale. Nu poți să... Dacă... Să fii pe viață, cum ar exact, fi în exact. Toate chestiile astea. Exact. Senzația asta de pe viață, pe o parte. Pe de altă parte, venitul fiecărui ar trebui să depindă de calitatea muncii lui. Vorbim despre zona inclusiv culturală. Inclusiv în zona culturală. Absolut. Unde calitatea este calitate. Da. Asta cum o vedeți întâmplându-se? Pentru că este o discuție și la stat. În general, cu personalul de la stat. Că nu se mai stă pe veci, pe funcții, că va trebui gândit un sistem de monitorizare a calității muncii, ca să zic așa, și de venituri proporționale. Adică, domnule, faci, se vede că faci, primești mai mult. Da. Apare o motivare. În cultură, cum vedeți întâmplându-se asta? Lucrul acesta e bun, dar cu o singură condiție, ca acele comisii de evaluare să aibă capacitatea de a fi obiective. Că la noi asta e o mare discuție. Dacă aici. Depinde cine face evaluarea acelei munci și cine stabilește dacă a fost sau nu bine făcut. Că un sistem de evaluare există și acum, teoretic. El are niște... Evaluarea de la stat noi știm cum este. Da. Adică e bazată pe, cel puțin la noi, în cultură și pe teatre, este bazată pe un ordin al ministrului și evaluarea este făcută de șeful ierarhic direct. Da. Da. Deci este de un om. Sistemul cam asta e, într-adevăr. Bun, ce chestiuni de legislație ați vedea schimbându-se urgent până în 2023? De pildă, sunt mari ambiguități în sfera de control, a cheltuielor, a tot ce vreți, lucruri despre care nu se prea vorbește. Da. Că e o rușine, dar la noi nu e o problemă cum se decontează o masă. Nu se știe clar ce, cum, cât. Dacă e voie să se decontează da. O masă, în primul rând. Ce sunt țări, mă rog, în occidentale, că la asta ne raportăm, în care, cum să zic, din punctul ăsta de vedere, în care respectarea legii e mult mai strictă, dar legea e mai relaxată. Corect. Dumneavoastră, care ar fi un fel de prioritizare? Ce ați vedea schimbându-se? Că asta nu ține doar de, ține de legi naționale. Care corect. Se după aia. Corect. Și legea nu trebuie făcută doar pentru evenimentul capitală culturală, da. Ci pentru România ca în general. Ca să fie un progres național, că de-aia e un proiect de țară. Corect. Național. Corect. Ce ați vedea schimbându-se? De ce v-ați lovit cel mai tare? Și eu pot să spun, dar acum sunteți noastră invitată. După mine, legislația este cel mai puțin coroborată în ultima vreme. De ani și ani de zile, în evaluările mele de la minister, asta este unul din punctele slabe. Faptul și unul din punctul de risc. Faptul că această legislație apare fără să o coroboreze cu ceea ce exista anterior. Și... sau apar sau rămânem pe legi învechite care nu le vezi că distrug sistemul. Cum vorbeam ieri despre legea gestiunii, cum vorbim despre sistemul de evaluare. Normal ar fi ca la evaluarea unui angajat să fie din interior, dar și cineva din exterior. De specialitate, desigur. Așa ar fi normal să fie. Bun, nu este așa. Achizițiile publice. Da. Care strânesc... dacă vedeți, dacă legea ar fi mai clară și mai simplă, tipul de animozitate care e creat în societate, da, de și tot instituții, peste ce se tot. Întâmplă, toată lumea face câte ceva. Din asta vine. Pentru că e o ambiguitate exact. Extrem de interpretabilă unele chestii și asta modifică relațiile dintre oameni. De corect. Exemplu, în relațiile de lucru. Nu se mai știe exact ce face X sau Y. X sau Y poate interpreta cum vrea, de pildă ca să se schiveze da. O chestie sau alta și așa mai departe. Bun, în planul ăsta legislație, la achizițiile publice, de exemplu, ce ați vedea schimbându-se? Le-aș face cumva mai simple, mai clare. De exemplu, iată, vorbim despre dacă am vrea să construim, da? Să intrăm, da. Dacă am porni achizițiile pentru sala 2. Dacă nu începem acum, durează încă 2 ani. Plus posibilitatea de contestații, plus dat în judecată, plus, adică faptul că este atât de interpretabil totul. Șantierul scriptic, cum da, ar fi. Da, da, șantierul scriptic. Toate procedurile care durează, permit o interpretare mult prea largă, cred. Mult prea largă. Sunteți o instituție de cultură cu profil artistic. Cum le îmbinați pe astea? Că sunt extreme într-un fel, nu? Contrarii, cel puțin aparent, administrativ. Adică dimensiunea asta, ambiguitatea neartistică, să zic așa, legii. Și eu, ca scriitor, am senzația unor că e ca la cenaclu. Se trage de fiecare fir, de text acolo, ce înseamnă. Și latura asta artistică,
nu, care implică o anumită stare în primul rând, adică nu-i oricum. Din punctul meu de vedere, da. Doar. Da, da. Cum... Să zic așa, e un matematic. Cum? Adică? E un matematic. Dar recunosc că sunt... ambiguitatea legislativă te face să petreci foarte mult timp construind punți între tot felul de ordine. Deci ca un exercițiu mental, tot așa, un facem, fel de... construim punți, da. Între facem o procedură care să ne facă să trecem de aici, aici, justificăm de ce trebuie să apară în fișa postului, din fișa postului. Da, da. În, e cu mantră, întreagă, totul. Exact, cu mantră. Totul este, se creează o adevărată mantră în chestia asta. Și după ce am construit-o, apare ceva care modifică toată chestia asta și o luăm de la capăt. Bine. E foarte mult umor. Pe de altă parte, mai un lucru. Știți ce combate chestia asta foarte tare? Responsabilitatea și moralitatea oamenilor. Ceva care legiuitorul ar trebui să încurajeze. N-a luat în calcul. Faptul că, da, ok, te obligă pe tine să pui pe hârtie. Facem mii de hârtii. Mii. Dar dacă omul acela nu-și respectă ce, degeaba, într-un final, poate veni cineva care spune, păi da, dar asta nu era scris. Păi, ce să mai scriem? Păi, oricum, e clar că o știm din artă, nu? Viața nu poate fi transformată în scripte până la urmă. Da, să știți că scena, acum iertați-mă că m-ați întrebat și despre zona artistică, faptul că sunt regizor și faptul că ador scena și teatrul și faptul că această micuță scenă minunată îți dă posibilitatea de a crea toate universurile paralele, mă ajută și mă întărește și ne întărește pe toți și ne face să mergem mai departe. Pentru că, de fapt, asta este ceea ce ne stimulează. Acum tot ce se întâmplă în administrație, în totul, este strict pentru scenă. În afara scenei. Și asta ne ajută, ne ajută foarte mult să putem duce. Teatrul din Timișoara, Teatrul Național, era și înainte cunoscut pentru atracția pe care o exercita. Veneau oameni care nu merg neapărat la alte manifestări culturale. Un public numeros. Când în Timișoara avem problema asta. Publicul la manifestări culturale e în general cam același. La teatru, la filarmonică, poate sunt câteva excepții. Cum îl vedeți reconstruindu-se publicul ăsta pentru 2023? Va mai fi el posibil? Da. Vreau doar să menționez că publicul Teatrului Național s-a transformat foarte mult odată cu deschiderea sălii 2. Da. Fostă sală de sport, transformată. Fostă sală de sport, exact. Fiind o sală experimentală, multifuncțională, cumva atipică. Deci publicul, am auzit foarte mulți care au spus, noi nu mergem la teatru, impresionați de clădire sau panicați de clădire. Palatul Culturii, exact. Bine, și denumirile astea, Palatul Culturii, Palatul nu știu care, nu știu cât îți de... Și impresia că nu că e totul elegant și simte, e... Red carpet și nu știu ce. Da, 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 asta este foarte frumos. Asta este... și acest public a venit la Sala Mare începând cu Sala 2. Având încredere că este acel spectacol, acea formulă de adresare directă a noastră ca artiști, de manieră încât ei au venit după noi la Sala 2. Pe o parte, așa am început. Mai departe, cred că pentru 2023 publicul trebuie să vină din toată regiunea. Noi aveam și un plan chiar să facem un drumuri sau autocare în Serbia, în Ungaria, să aducem public, adică să lucrăm cu agenții de turism. Cred că firesc este ca aici să vină public de pretutindeni. Așa cum noi mergem în Ungaria sau în Austria la spectacole, ei să vină la noi. Adică să rămână Timișoara capitală, ca un titlu olimpic. Da. La anul, la ediția viitoare nu mai ești tu, dar rămâne titlu. Da, 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 clar. Clar, adică se deschide ceva, se deschide o comunicare. Ce înseamnă cultură? Comunicare, performanță, profesionalism. Da. Exact cum spuneați, vârf. Adică înseamnă că ai început ceva și te duci mai departe. Ne găsim în ce suntem foarte buni fiecare. Și se poate vorbi de un anumit conservatorism al publicului de aici? Publicul nostru nu. Al publicului nostru nu. Pentru că, așa cum vă spun, publicul s-a reformat complet după 2009. Cu Sala 2. Cu Sala 2.
Există o categorie de public care merge la spectacole aduse din, din București să vadă anumiți actori. Da, de pildă. Deci, de pildă. Acesta este un gen de public care nu la noi, de exemplu, nu totdeauna vine. Uh-huh. Chiar am cunoștințe care al minter care îmi spune, am fost și am văzut ce spectacol. Am fost la teatru, da? Și ce a spus? Ok. Pe noi ne interesează arta teatrală, efectiv. Adică sunt, într-adevăr, important să vină o vedetă, dar e important ca vedeta aceea să fie preocupată mai departe de profesionalism, nu de o venire repede între două avioane. Așa. Și atunci, aici, în timp, s-au organizat și alte evenimente teatrale. De pildă, Gala Unitermis, în 2000, nu mai știu. În 2017 sau 16, nu mai contează. 17. Așa. Da. Se pune problema organizării festivalului Enescu aici, în 2023. Da. Rămâne de văzut, mă rog, cum se va face, că nu e ușor. Și la București, nici acolo nu e ușor de făcut. Da. Ce alte manifestări ați vedea organizându-se aici? Și dacă în timp crezi că Timișoara va propune și a manifestări de ambergura asta? Da, noi avem propriul festivalul festival, de dramaturgie. Da, care este și festivalul european al spectacolului de teatru, pe o parte. Pe de altă parte, noi am propus organizarea în Timișoara a unei întâlniri pe Uniunea Teatrelor Europene. Uh-huh. Asta o întâlnire mai de lucru, da, cum ar fi? Da, sau... exact. O întâlnire a, criticilor internaționali de teatru în același an aniversar. Și mai departe, sigur, sper ca fiecare să dezvolte o zonă de atelier, de lucru. Sunt convinsă că Timișoara... Problema s-ar pune și așa, ce reușim să exportăm, nu numai să importăm. Da. Inclusiv ca idei, ca, E bazat pe parteneriate. Cred că totuși că Timișoara Capitală Culturală se bazează pe parteneriate. Ei vin aici și cei de aici merg acolo. Bun. Începem o comunicare între noi și toți. Aia e clar că trebuie partenerii. Să fie ambele, da? E o comunicare, bilaterală sau multilaterală. Dincolo de asta, întrebarea e ce va reuși să exporte Timișoara culturală. Ca și, să zicem, premiere, concepte artistice, nu contează. Da, spectacole, concept, artiști individuali, obligatoriu. Nume, tot ce înseamnă asta. Exact, absolut. Teatru, actori, scenografi, muzicieni, pictori. Timișoara are o serie fantastică. Adică să fii mai mult decât gazdă, oricât de important ar fi să fii gazdă. Sigur, dar trebuie comunicat toți cu toți, trebuie să comunice. Adică în Timișoara cumva simți nevoia unei mai mari comunicări între artiști. Noi suntem, am ajuns și în afara timpului, dar nu și a spațiului, sună mistic deja, dar ideea e următoarea, că de pildă și în literatură și nu numai, aici sunt evenimente, că sunt lecturi publice, cum se fac, nu se fac în multe părți, festivaluri de literatură, librării, etc. Toate astea nu se sudează. Ele împreună nu dau cel mult o sumă, nu creează o sinergie. Da. Deci, deși există, ele nu propulsează literar sau cultural locul cum ar putea sau ar trebui să o facă. Da. În teatru, spuneți, patru teatre în Timișoara. Da. Cum e? Teatrul cumva rămâne, poate asemănător ca structură, în sensul că el se dezvoltă. El atrage actori foarte buni, crește, scoate spectacole, ia premii, pleacă în turnee. Da. În același timp, știți ce cred că e obligatoriu să se întâmple? Pe lângă instituțiile mari, cum avem și cum este Teatrul Național, este firesc să existe o mare rețea de teatre liber profesioniste, de artiști independenți. Adică trebuie obligatoriu dezvoltată această zonă. Zicem artiști independenți pentru că se poartă foarte mult acest termen. Dar eu numesc acele contracte pe drept de autor, adică pe drepturi conexe, în care fiecare își asumă această libertate de a crea. Bun, pentru că atunci se va dezvolta. Ar fi public pentru asta? Absolut. Bun, încheiem cu o veste bună atunci. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult!